Stimați privitori și subscriber de canal, iată-ne la Căminul Cultural intitulat sugestiv Cafeaua de după, Cafeaua de după Pălincă. Am urcat pe scara valorică, așa cum se vede aici, și avem aproape 18.300 de urmăritori. În cinstea voastră închin această sticlă de tărie. Pentru că noi, cetierașii, și l-am aici pe marele muzicant Felician Nicola, care mă va susține cu versul lui pe saxofon în ceea ce zic, noi intrăm ușor-ușor într-o pauză competițională. Carmen de la Sălcioa, Carmen de la Sălcioa s-a dus în luna de miere în Republica Dominicană. Dar nu i-a plăcut ei camera, că nu era cu view. Că la Sălcioa toate camerele sunt cu view. Acolo în Dominicană nu prea găsești. Așa că s-a mutat, dar a zis bine că s-a mutat, că a venit și uraganul. Dar nu era țancă. Maestre... Și o știe pe toată. Țarina de la... Abrud. Abrud. Ca să nu zic de la Sălcioa. De la Sălcioa. La Sălcioa nu sunt țarini, sunt prințese. Țarini au rușii. Țarina, țarul, țarin, așa. Iar interpretul Valentin Sanfira, pe ăsta îl știi? Da. Personal sau de la... Da. Eu nu l-am văzut la televizor. Valentin Sanfira s-a dus tot în luna de miere în insulele Maldive. Ca așa e frumos, să mergi în insulele Maldive, nu e așa? Că cei care cântă folclor fac și bani. Am înțeles că, mă rog, Vali Vigelie nu cântă folclor, dar cere 40.000 de euro pe noapte de Revelion. O noapte de Revelion ai pe an și aia să-ți o strice Vali Vigelie? 40.000 de euro să cânte într-un local unde sunt 4 Revelioane. Îți dai seama, o să fie așa de biat că peste tântă o să cânte Vali Vigelie. Arde-o, maestre! De te-aș mai avea... Feciorie, feciorie, eu mi te-aș păstra. Asta pe scurt, că dacă ne-am apucat noi să cântăm dimineața, Vlăduța Lupău ia 10.000 de euro pe oră de cântat, de Revelion. Deci sunt scoruri foarte bune. Apropo, voi știți unde cântați de Revelion anul ăsta? Avem 5 variante. 5 variante. Vă dați seama. Eu am o singură variantă. Cabana Plăpumioara. Mulțumim pentru cafea. Cineva din Germania a donat o cafea. Eu în cinstea lui închin o pălincă. Știți voi, buymeacoffee.com/nicubendea. Doamne Dumnezeule, fă-le o dedicație celor care ne urmăresc pe canal. O melodie așa, o returnel așa frumoasă cum știi tu, Feli. Pentru toți. Pentru toți. Că mulți bani m-au adus ea, pădure, pădure. Mai sunt 10 ani, pădure, pădure, să mai dea pădurea banii, pădure, pădure. Apropo de pădure, ci că undeva în Brazilia, în junglă, s-a găsit cel mai înalt copac din lume. Are 88 de metri de înalt, cât 3 etaje de bloc. 88 de ani. Nu, are 888 de ani și diametru de 10 metri. Mă întreb. Oare piștii l-ar putea tăia cu drujba? Piștii, deși nu te vezi, te auzi. Spune, cum ai proceda cu un copac gros de 10 metri? Cum ai proceda că tu ești supranumit și drujba lui Dumnezeu? Piștii, spune-ne două, trei cuvinte. Nu vrea, ci că el apare numai în reclame pe bani. În fine, eu cred că cei din Harghita și Covazna s-ar descurca ușor. Și cu topoare, dacă nu. Ei, acum e discuția asta cu Simona Halep, că s-a dopat, că nu s-a dopat, că a luat substanțe interzise. Eu vă spun, dragi sportivi, dragi oameni, pălinca asta cu mărgele e cea mai bună terapie. Și înainte și după masă, dar nu în timpul sportului. A fost cafeaua de după din ultima zi de Brumărel, când ne vedem pe canal. În încheiere, maestru Felician Nicola. Să ne vedem cu bine în continuare. Facebook, YouTube, TikTok, cântă-mă. O să ne vedem în continuare și în luna lui.